Un nou accident rutier a avut loc în municipiul Călăraș astăzi. Un bărbat de 53 de ani care a traversat printr-un loc nepermis a fost lovit de un autoturism care circula regulamentar. Din primele informații, bărbatul a fost lovit grav. Acesta se află la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Astăzi, Poliția Municipiului Călăraș a fost sesizată despre producerea unui eveniment rutier. Un fapt, din verificările efectuate de colegii mei, a rezultat că în jurul orei 13, pe Bulevardul Republicii din Municipiul Călăraș, un bărbat de 53 de ani a fost surprins și accidentat de către un autovehicul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele pilotes, rezultatul fiind negativ. În cauză, se efectuează cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.